G2A îți oferă jocuri mult mai ieftine. Accesează primul link din descriere. Înainte de începerea acestui episod, aș vrea să fac o promovare lui Alexandru Ionuț, care are un canal de gaming destul de variat, întrucât joacă o mulțime de titluri noi apărute, cum ar fi FIFA 18, Far Cry 5, face uneori live-uri cu diferite jocuri. Cel mai mult mi-a plăcut când a jucat PC Building Simulator, joacă și GTA 5 și BIM. NG, o grămadă, Car Mechanic, deci este un canal cu un content destul de variat. Eu v-am lăsat un link în descriere dacă doriți să intrați pe canalul său să vedeți mai multe decât îmi permite mie timpul să vă prezint astăzi. Al treilea link din descriere vă duce direct pe canalul lui Alexandru, unde voi puteți să îi spuneți ce vă place, ce nu vă place, sfaturi, să-l apreciați și așa mai departe. O să intru și eu pe unul dintre clipurile sale să vedem cum se prezintă calitatea, dar v-am zis vă permite timpul mai mult și puteți să intrați pe al treia link din descriere să vedeți o grămadă de episoade din partea lui Alexandru. Încă de la început vă spun faptul că are o calitate destul de decentă, întrucât filmează în 720p, volumul sunetului las un pic peste jumătate ca să vă faceți o idee de cum se aude el. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5 online. Am văzut că... Îmi place foarte mult că are un microfon destul de decent, întrucât mesajul său este foarte bine transmis către public. V-a plăcut foarte mult episodul de data trecută. Astăzi vom mai customiza o mașină nou apărută. El a urmărit pe Alexandru destul de mult și mi se pare că are un content destul de ok și că jocurile la fel sunt de o calitate decentă. Băieți, încă o dată vă spun, intrați pe treia în descriere să vedeți mai multe episoade din partea lui Alexandru. Cam atât cu această promovare, acum hai să mergem la clip. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Cred că vă era destul de dor de fraza asta, pentru că am rămas, cu toții știți, fără Golf, fiind la vopsit. Dar, de exemplu, astăzi fiind vineri seara, știți că eu sunt foarte bun prieten cu mulți dintre cei care dețin Golf 5 din București. Și avem un obicei de a ieși vineri seara în diferite parcări să ne vedem. Și spre surprinderea mea și a Alexandrei, s-a făcut ora 3 și un sfert, iar noi n-am plecat de aici. Și am vrut neapărat să fac un vlog așa când plecăm și noi, pentru că mulți îmi cereți car vloguri, iar eu, dacă nu am Golf, am considerat că nu am ce să vă ofer. Dar sunt în loganul tatălui meu. Poate cei care sunt mai vechi pe canal și aduc aminte că am mai postat diverse clipuri din el. Da, știu, este noapte, știu că nu vedeți prea multe. Am aprins și becul ăsta aici de cât de loc. Am zis că e ok și ăsta să fie cât de cât aprins. Avem două. Bine, se vede că am ciudat în partea asta video pe telefon. E ca un soare și în rest beznă. Nu, lasă. Că e mai bine. Se vede fără. E mai bine decât deloc. Da, băieți, deci nu uitați, apăsați pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți car vloguri și pe zi, nu doar noapte, din Logan. Golful este la vopsit. Mai avem de așteptat cam o săptămână și o să luăm. Suntem foarte nerăbdători amândoi. Dar ce se întâmplă dacă mergi cu farurile stinse pe șosea? Că gen ai luminile de lângă. Îți dă amendă, poliția. N-ai voie să și e mare? Stinse. Da. De ce? Nu e ok. Pentru că nici tu nu ești văzut de către ceilalți participanți. Adică nici pe spate n-ai pozițiile, doar când pui stop pe frână. Adică sunt mai multe probleme care pot apărea dacă mergi cu farurile stinse. Suntem prin centrul Bucureștiului. Aici este zona Unirii. Hai că uite, aici avem lumină. Păi asta zic, uite câtă lumină aici. E impostea contul, adică chiar trebuie să fii genul oră. La modul să ai ochii la ceafă să nu vezi. Aici avem luminare stradală albă. Mai rar prin București. Sunt foarte puține zone în care luminile de pe stradă sunt cu LED-uri, cum sunt acestea cu... De fapt, nu știu că sunt LED-uri, sunt niște lămpi foarte albe. Că... Cum și... se numesc astea, că am uitat? Stâlpi sau ce? Nu, luminile. Am uitat cum se... nu, felinarele, așa. Felinarele care au luminile galbene. Mi
se pare că mai multe adorm la volan. Nu neapărat, îți oferă așa o stare mai relaxantă, după părerea mea. Da, băieți, și avem niște subiecte de discutat. În primul rând vreau să vă spun că golful o să luăm cam într-o săptămână așa. Astăzi fiind vineri, cred că pe joi, așa, joia viitoare, îl vom lua de la vopsi și o să vă arăt culoarea pe care o are. Știu că foarte mulți sunteți nerăbdători, dar asta e. Wow, cât de corect ai luat vorba asta. Mamă. Da, mie îmi place foarte mult să conduc Loganul ăsta. Loganul ăsta are un motor 1.5 DCI, este din prima serie a Loganului, doar că este din 2008, adică a fost ultimul Logan fabricat cu modelul ăsta. Cumva este facelift, se numește, stai cam în lapsus acum, parcă Prestige se numește seria, adică faceliftul la prima serie de Logan. Are motor 1.5 DCI, 85 de cai, adică la vremea lui, deci tu mai încet, avea iul ăla roșu. Când scria pe spate DCI, iul era roșu, acum cu patina timpului s-a decolorat, este alb, dar este un motor mai special, adică față de DCI-ul normal se simte un pic mai puternic, este full, avem aer condiționat, geamuri electrice și pe spate oglinzele electrice. Oglinzile sunt astea mai mari, gen, e cât palma, dacă vedeți oglinda. Interiorul la fel vine așa cu alb pe aici, adică e mai deosebit, v-am zis. Și că tot vorbim de Logan și de dotările lui, e bine, vreau să vă mai vând un pont, în ghilimele, pe primul link din descriere, sau cred că al doilea de fapt, v-am lăsat un anunț de pe Autovita al unui prieten de al meu, care vinde un Logan 2013 cu 75.000 de kilometri, 1.2 benzină, este un prieten foarte bun de al meu și băiatul vinde Logan pentru că vrea să treacă la ceva mai bun, dar m-am zis, a fost foarte bine îngrijit. De exemplu, i-a pus și gaz pentru a economisi. V-am zis că nu a fost un Logan care să care sau ceva, efectiv pentru București. Cu toții știm că în București traficul la orele de vârf este destul de costisitor pentru rezervorul nostru și de aceea mulți trec la chestia asta de a pune GPL. GPL-ul a fost pus într-un centru de ăsta autorizat, adică deține toate actele și tot ce are nevoie pentru instalația sa, pentru că este omologată. Este full, are până și navigație. Bă, dar ce nașpa e să fie totul stins pe aici prin... What the fuck? Mă, suntem în Constituție. Uitați cum s-ar vedea fără lumină. Suntem în Constituție, adică aici este... aprinde, aici este Palatul Parlamentului. Mamă, nici Palatul nu e aprins. Da, aici este Casa Poporului, cum se da, mai da, spune. Da, Casa Poporului. Palatul Parlamentului, deci este beznă de mult, frate, n-am mai trecut pe aici să fie atât de beznă. What the fuck, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Dar de ce e așa? Noi de obicei aici ne întâlneam, dar știam că este un eveniment sau ceva și am preferat să ne ducem în altă parte. Aici că am dat de lumină, da? Deci, cum spuneam, pe al doilea link din descriere, dacă știți pe cineva care este interesat de a cumpăra acel Logan, eu v-am zis, este full, are tot ce vrei pe el. Chiar că mai are și navigație, orice. Puțin kilometri, Euro 5, nu o să aveți probleme în perioada următoare. Prețul este undeva pe la 5.500 de euro, dacă nu mă înșel, dacă n-areți un bine, dar oricum puteți să vedeți voi în linkul din descriere. Poate cunoașteți, poate aveți o rudă care este interesată și ar avea nevoie de acea mașină. Astăzi, la ora, cred că, nu știu, 15, undeva pe acolo, pe la 3, vreau să facem un live stream cu un FS. Pentru cei interesați, vă aștept pe live. Da, sper că vă place car vlogul nocturn. Mi se pare mai deosebit așa. N-am făcut niciodată un car vlog nocturn și cred că ăsta este al doilea car vlog din Loganul tatălui meu. Este o foarte tare senzație asta așa când treci de pe Golf, de pe o mașină care este micuță, care este mai aproape de pământ și te sui într-un Logan. Efectiv am senzația că m-am suit într-un Jeep. Adică nu știu dacă vine să credeți, probabil că nu mergeți o perioadă bună pe o mașină care este mai unită de pământ, ca să zic așa, și nu știu, controlul, și e foarte ciudat când mă urc de pe Golf în Logan, mă simt mai într-o mașină așa înaltă, dar totodată e plăcut când te urci înapoi pe Golf, pentru că ți se pare așa o mașină luxoasă, știi, când acolo e o mașină de volum, practic, dar na, mie îmi place totuși senzația asta. Ce spui, Alexandra?
ce să zic? Ce mai zici tu? Care mai e viața ta? Mă gândesc că vreau ochișori. Aia îmi place mult. Renault Megane, modelul ăla nou. Da, băieții care au mai urmărit carblogul de la munte, când eram în golf, știu despre ce vorbim. Băi, mai avem foarte puțin până acasă la noi și mie traficul... Mie mi-e plăcea Logan, sincer, Sam. Da, da, mie îmi place foarte mult la Logan că este o mașină economă. Adică în București, credeți-mă, acest motor, care mai scris de 1.5 deci 85 de cai sau 90, nu știu exact, mereu uit să mă uit în talon. Dar mie mi se pare o mașină și foarte practică, adică poți să mergi cu ea peste tot, e foarte. Are un consum de 4.6 în București. În București, cu aer condiționat, că tata numai cu aer condiționat merge. Îmi place, mi-ar plăcea să am o a doua mașină, gen să merg cu Loganul de luni până vineri la treabă și în weekend, vineri seara, în weekend să mă distrez cu golful. Cred că noi călătorim super mult pe la munte, da, cu adică golful și alte lucruri. De multe ori când am plecat la drum lung, mi-a părut rău că am lăsat Loganul acasă și că am târât golful prin tot felul de drumuri, gropi și așa mai departe. Că noi mergem, gen, noi mergem pe munte la propriu, pe drumuri care nu sunt... Adică am mers odată pe un drum care era efectiv cu pietriș, frate. Și mi-a părut rău de jantele alea pe 19 pe care le-am, dar na. Da, dar nu vreau să zic, cred că aveam 3 la oră. Da, gen, era cu pietriș, vanis, era drum neasfaltat și a mers super, super încet. Da, și uite, vedeam Duster-ul ăsta din față. Loganul care v-am zis că este pe al doilea linii în descriere, la vânzare, are până și comenzi pe volan. Deci, vanis, este full option. Ai toate dotările pe el și... Mai ales că este Euro 5 și știți de posibilul scandal care o să apară cu norma asta de poluare. Poți să stai safe că te vei putea deplasa la orice oră. Da, băieți, păi, noi aproape ajungem acasă. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Vă mulțumesc totuși că v-ați uitat și la un car vlog nocturn din Logan. Mulți mi-aș rup, băi, Dălin, mai fă un car vlog, dar eu în gândul meu n-am cu ce. Dar apoi am zis, băi, ia să fac eu și din Logan, că poate unora îi se pare interesant. Acestea fiind spuse, eu am fost Dălin și v-am salutat pe toți. Seară frumoasă tuturor, pa, pa!